Bine v-am regăsit, prieteni! Citeam astăzi o serie de analize interesante despre scăderea ratei de pozitivare COVID la nivelul UE, dar și în cazul României. E bine, tendința e clară, trece valul 3, cu toate că politicienii încearcă să ne convingă, mă rog, că situația e foarte gravă. Paradoxul e că la noi, deși rata de pozitivare e în scădere, crește în schimb numărul pacienților din secțiile ATI, unde ajung nu numai cazurile severe, dar în ultimul timp și cele medii. E ciudat. E bine, într-un context în care se încearcă redeschiderea spitalelor și pentru pacienții non-COVID și încă obsesia sau psihoza COVID e puternică, vrem să aflăm în seara asta dacă există și alte remedii decât vaccinurile astea care ne sperie pe unii dintre noi, și, de exemplu, alimente minune. Alimente care să ne poată ajuta să ne protejăm mai bine de perfidul SARS-CoV-2. Ne lămurește în cel mai eficient mod medicul nutriționist celebru Mihaela Bilic, până când vorbim cu ea, iată însă titlurile ediției. Există alimente care ne pot imuniza în fața perfidului virus SARS-CoV-2? Mihaela Bilic, cel mai în vogă medic nutriționist din România, face un top 10 al alimentelor miraculoase. Steaua cărui politician apune și cariera căruia crește spectaculos. Stă România sub semnul unor conflicte majore sau va ieși cu bine din încercările teribile ale destinului? Marian Golea, reputatul specialist în astrologie chinezească, decodifică misterele viitorului. Bună seara, Mihaela Bilic! Bună seara! Ne revedem după ceva timp. Da. Trăim într-o plină, încă într-o obsesie legată de povestea asta numită COVID-19. Categoric, da. Știi oameni care își spală legumele cu detergenți? Cred că asta depinde și de gradul nostru de anxietate personal și atunci de fricile noastre care poate câteodată nu ni le știam, nu ni le asumam. Iar acum a venit acest COVID ca să ne dea motivul, iată, să fim și noi anxioși, speriați, excesiv de atenți la lucrurile acestea. E o tendință, din păcate, nerealistă a societății în care trăim, această siguranță dusă la extrem. Adică dorința de a fi safe. Da, exact. Adică lucrurile astea, noi nu înțelegem că de fapt viața este o aventură și un mister. Că iată, noi ca și ființe, apropo de puritate și de teama de boli, noi ca și ființe, o persoană de 60 de kilograme are, din cele 60 de kilograme, 2 kilograme pe cântar sunt bacterii care ne populează, ne, cum să spun așa, sunt colocatari, trăim într-o simbioză cu ele. Asta, deci avem de 10 ori mai multe bacterii în corp decât celule și la o persoană de 60 de kilograme, 2 kilograme pe cântar sunt doar bacteriile. Asta e titlul de prima pagină. Asta ca să ieșim din această frică de bacterii, da? Fără ele n-am putea să rezistăm nici măcar o zi în tot ce înseamnă mediu înconjurător. Pielea este cel mai mare organ al corpului și principala barieră de protecție. Și atunci noi suntem dotați cu aceste mecanisme prin care să ne apărăm. Iată, culturile bacteriene bune, benefice din interiorul organismului știu ele, într-un mod miraculos, să se lupte cu cele rele și din acest război să iasă învingătoare. Cu condiția ca noi să fim suficient de înțelepți să lăsăm natura să-și facă jocul. Pentru că, iată, ce se întâmplă printr-o dorință de supraprotecție? Avem tendința să fierbem totul, să sterilizăm. Sunt branduri de apă care își fac reclamă spunând apa noastră este microbiologic pură. Ca și cum ăsta ar fi un argument sau un lucru pozitiv. Exact. Okay. Când de fapt apa aceea este ca un fel de apă distilată. E o apă moartă. Da? Să spun, apropo de ignoranța mea în domeniu, am trecut printr-un astfel de episod când mi-am făcut un acvariu în casă.
Și s-a întâmplat recent, s-a întâmplat anul trecut. Că în pandemie, pe toți ne-au apucat niște chestii. Trebuia să ne găsim hobby-uri. Facem ceva. Da. Absolut, casă, altfel mâncam. Tot timpul modificam ceva. Altfel mâncam, da. Și am pus apă plată în acvariu. Da. Aveam în casă apă plată. Nu știam cum e cu peștii. Da, da, da. Și când a venit, am un cumpărat care e specialist în așa ceva. Așa, da. Îți nebun. Asta e foarte sărac în toți nutrienții de care au nevoie pești. Iată. N-ai nevoie de apă microbiologic pură, e prostie. Absolut, da. Pune apa aia de la robinet, că e ok. Absolut, da. Și atunci noi nu realizăm, pentru că nu vedem cu ochiul, toată această forfotă, da, care este în corpul nostru și în jurul nostru și de care când ne vin informațiile legate de boală, vrem să ne protejăm într-un mod excesiv. Sunt oameni care și... Din păcate, acum din cauza COVID-ului și din cauza acestor măști pe care cu toții le purtăm, sunt oameni care înainte puneau mănuși chirurgicale în bucătărie. Apropo de, eu nu spun că nu poți să pui mănuși când, iată, filetezi un pește sau, da, eu știu, când sunt lucruri care sunt perisabile și potențial, eu știu, cu risc de transfer de bacterii. Dar altfel, să nu mai atingi mâncarea cu mâna este un lucru teribil, pentru că mâncarea face parte din existența noastră într-un fel în care trebuie să facem chimie cu ea, să ne, cum să spun, simțul nostru tactil trebuie să fie satisfăcut și atunci avem șansa să mâncăm mai puțin. În niciun caz, chiar copiilor, de exemplu, când e vorba de educație și de, eu știu, această dezvoltare a simțurilor, li se face recomandarea părinților: lăsați-i să se murdărească cu mâncare. El trebuie să descopere textura, consistența, temperatura unui produs pipăindu-l, da? Adică a se murdări cu mâncare un copil e un lucru de bine. Ei bine, noi în societatea noastră supra-dezvoltată suntem atât de sclifosiți și de, iată, atenți, ca să nu mai zic de extrema pe care o consider aberantă și mă doare teribil, pentru că eu sunt o mare fană de produse lactate și iubitoare de brânzeturi. Sunt țări, și o dau pe Elveția ca și exemplu negativ, care au hotărât că nu mai produc brânzeturi decât din lapte pasteurizat. Și atunci tu, de fapt, distrugi o întreagă cultură, o întreagă gamă de produse alimentare, pentru că ei consideră că doar laptele pasteurizat, deci fiert, este sigur, dar prin fierbere tu distrugi o mare parte din culturile acelea bacteriene lactice și atunci brânza respectivă, ca dovadă că elvețienii nu știu să facă decât cașcaval. Iar cașcavalul lor, la limite, mentalul lor, este o chestie așa, mai mult fadă, fără gust. Da. Tocmai pentru că gustul, savoarea, aromele sunt date de acele culturi bacteriene care ele ce fac? Fermentează lactoza și prin fermentare se produce toată această paletă de gust. Bun, pe lângă această fandosire sau, da, da, zic, da, da, așa, da, da, sau aceste ifose sau aceste, da, sclifoseli, da, ale, da, noastre, noi credem că a apărut suntem... această perioadă teribilă în care mulți oameni, nu că au luat-o un pic razna, dar deși puteam să folosesc și termenul ăsta, au devenit extrem de precauți și extrem de temători față de tot ce ne înconjoară. E frica lor. Faptul că, ok, în prima fază boală, ajunsesem, da, să spălăm legumele cu detergent și fructele, undeva e de înțeles, e ok, hai să zicem, am trecut toți printr-o spaimă, era prima oară când ne confruntam cu așa ceva, generația de dinainte iară nu știa nimic despre asta. Da. Și e de înțeles, dar în acest moment, bun, ni se spune că vaccinurile astea sunt soluția absolută, însă vedem, uite, vorbesc de Seychelles, în Seychelles care este... are cea mai vaccinată populație din lume. Deci Seychelles are cea mai vaccinată populație din lume. Peste 30% din cazurile de infectări provin din oameni care s-au vaccinat. Deci nici măcar vaccinul ne asigură că scăpăm de COVID-ul ăsta. Mie mi se pare că lucrul acesta atunci, este superb, tocmai pentru că noi nu putem controla viața, iar sănătatea, din nou, nu este un lucru care poate fi controlat. Și mă bucur că Universul ne zgâlțâie un pic și ne arată, pentru că această aroganță pe care noi o avem ca un fel de, nu știu, stăpâni ai lumii, da? Trebuie să ne fie un pic temperată. Când ești medic, trebuie să înveți smerenia, tocmai pentru că vezi că în fața bolii ești neputincios în multe din cazuri și că chiar dacă ești medic, cu o foarte mare parte din boli, fie nu știi cum să le ții sub control, fie nu există tratament și atunci neputința o trăiești crunt. Există însă, alte remedii, gen însă, tu te ocupi de partea însă asta alimentară. Însă este teribil în ce fel oamenii acum au reușit, inclusiv mâncarea, să o transforme într-un astfel de instrument de tortură, adică ei la rândul lor, căutând, iată, că faci un cancer, că te îmbolnăvești, că ai, nu știu, tot felul de simptome, de la stres până la, nu știu, alte probleme de sănătate, este incredibil. Primul lucru la care se gândesc oamenii este
ce anume să fac din punct de vedere alimentar, pentru că este adevărat, de-a lungul anilor ni s-a spus că este un lucru la care să fii atent și că alegerile tale, iată, se reflectă în starea de sănătate. E adevărat că este și un lucru pe care îți asumi ca responsabilitate, pentru că până la urmă e o relație, un fapt, niște alegeri pe care tu le faci. Și atunci este o chestiune din asta, indiferent că există sau nu tratament pentru boala ta, că există un diagnostic clar, este incredibil ce loc ocupă și mâncarea în toată această căutare a perfecțiunii și a traiului de, nu știu, până la adânci bătrâneți, dacă se poate să murim și sănătoși. Spune-ne că există niște alimente care ne protejează, ne imunizează un pic mai tare în perioadă. Deci că tot vorbeați de... Ca să scăpăm de spălatul ăsta excesiv. Da. Pentru mine a fost foarte interesant. Tot felul de porțiunile corpului, anul trecut, de dezinfectări, etc. Da. A fost foarte interesant pentru mine în ce fel lucrul acesta a pornit ca o dramă și apoi am descoperit, cum sunt toate elementele din viața noastră, că în orice există și o parte bună. Uh-huh. Eu m-am bucurat pentru că oamenii au fost, dacă vrei, obligați cu forța să stea mai mult împreună, să stea acasă, să gătească, să mănânce cu toții. Bine, asta spun în cazul fericit, pentru că altfel probabil că există și case în care fiecare era în canapeaua lui cu un produs ambalat. Inclusiv la capitolul alimente, trăim niște vremuri ciudate. Eu am observat ca medic nutriționist, tocmai pentru că m-am implicat în multe campanii din acestea de educare, am făcut campanie pentru consumul de pâine, sunt alimente în care cred, de carne, de pește, de lactate, și m-am lovit de această, nu știu, noi avem un tip de reavoință, reacredință, suntem în stare să contestăm și lucrurile de bază, alea cu care au crescut bunicii noștri, avem această, nici nu știu, sfidare și în același timp semețenie, așa că ce a fost este depășit și că acum trebuie să fim noi mult mai emancipați și mai... La capitolul lactate, anul trecut pentru mine a fost o bucurie, pentru că am reușit cu un grup de farmaciști și de producători de lactate din Brașov să facem o chestiune interesantă pe piața românească, adică să dezvoltăm o gamă de iaurturi funcționale. Trei sortimente am creat până acum, al patrulea e în lucru, un iaurt cu melatonină, apropo de stres, dar asta a fost o chestiune extrem de interesantă, că a fost în paralel cu COVID-ul, ca să se demonstreze mai apoi că melatonina este un element de bază în tot ce înseamnă tratament și pre- și post-COVID, pentru că este un element care ne ajută. Fără un somn de calitate, n-ai cum să fii nici odihnit, nici cu imunitate bună. Apoi mai este vorba de un iaurt cu colostru bovin. Știm cu toții, colostru, inclusiv la mame, inclusiv la animale, este acea secreție lactată, aș putea spune, care este extrem de concentrată în imunoglobuline și atunci, da, iată, crește imunitatea. Și ce să spun, așa, cireașa de pe tort a fost al treilea produs care a apărut chiar de Moș Nicolae și care este un iaurt cu lactoferină. Îți dau cuvântul așa. Meu, această lactoferină, eu n-am învățat despre ea în facultate. Am citit niște studii ulterior. A fost un mare boom, cred că prin anii 70, când a fost descoperită. Cele mai mari studii și cele mai serioase studii despre lapte, foarte interesant, sunt făcute de japonezi. Pentru că, iată, știu exact să prețuiască un element pe care nu-l au, da? Și această lactoferină este incredibilă, a fost folosită până în prezent, este pusă în toate formulele de lapte pentru bebeluși, pentru că ea este o proteină din lapte care fixează fierul. Uh-huh. Și atunci până acum a fost considerată un element antianemic, extrem de eficient, tocmai pentru că inclusiv anemia înseamnă o scădere a imunității. Dar ce s-a observat, care este capacitatea, și atenție, este o substanță miraculoasă prezentă în mod spontan în lapte, în tot laptele. Da, avem 125 de mg de lactoferină într-un litru de lapte. Super. În momentul în care a fost pusă în contact cu tot felul de bacterii și virusuri, dar acestea care sunt rezistente la tratament, adică HIV-ul, uh-huh, herpesul, coronavirusul, deci toate aceste infecții bacteriene care sunt extrem de păcătoase și cronice, nimeni nu le-a găsit tratament, s-a observat un fenomen incredibil, inclusiv pe păcătosul de helicobacter care dă ulcer și gastrită. Uh-huh. În prezența ei, ce face această lactoferină? Fură fierul. Și atunci fură fierul, element care este esențial pentru multiplicarea bacteriană. Deci în prezența ei, niciun agent patogen nu se poate multiplica ca să prevină îmbolnăvirea. Deci lucrurile Dacă ne apucăm să bem iaurt...
Da, să mâncăm iaurt cu lactoferină sau să luăm supliment cu lactoferină. Avem șansa să fim mai imuni în fața acestui coronavirus? Nu avem șansa. Au fost făcute 3 studii în paralel, Singapore, Hong Kong și New York, care au demonstrat eficiența și pre- și post-COVID pe ambele tulpine de SARS 1 și 2. Dar eficiență, cum să spun, adică nu este doar, iată, nu poți să spui doar că crește imunitatea cum face vitamina C. Este o eficiență directă în prezența lactoferinei, bacteriile nu se pot multiplica. Și atunci, în momentul în care vedem că în mod spontan și poate înainte oamenii consumau produse lactate fără să-și pună problema de unde le venea sănătatea sau care era mecanismul. Acum nou, mie mi se pare că avem nevoie în era informației de toate aceste argumente, pentru că cine știe, mă, poate încep și românii din nou să consume lapte. Pentru că mie, ca medic nutriționist, când cineva îmi face observație, adică asta mi se pare ridicol, să nu spun altfel, că eu beau cafea cu lapte, beau lapte în loc de apă, adică pentru mine eu fără lapte aș muri, mănânc pâine și brânză și aș putea să trăiesc cu asta toată viața. Și atunci când mie cineva îmi face observație cum de beau lapte, că este un aliment care nu mai este recomandat adulților, deci îmi vine fie să-l iau la bătaie, fie să mă ridic și să plec. Chiar citeam că o gură de pâine de calitate cu o bucată de brânză, absolut, au împreună un efect incredibil antistres în organism. Și este antidepresiv. Da, și am explicat de multe ori chiar eu mecanismul. Este foarte interesant în ce fel, în momentul în care combinăm, iată, inclusiv apropo de combinații, pentru că tot a fost la modă disocierea alimentelor și oamenii n-au înțeles că toate... Găsim și noi un iaurt să-l arătăm. Iaurt cu lactoferină. Este... I-am făcut și un ambalaj mov, eu i-am ales culoarea tocmai că mi se pare că movul e așa o culoare puternică. Așa. În momentul în care am vorbit despre el, țin minte că oamenii au dat sărci și nu exista niciun fel de supliment cu lactoferină pe piață. Iată, sunt lucruri care sunt banale, care poate le-am consumat dacă am avea bunăvoința să nu fim extremiști, exclusiviști, să credem că doar quinoa și goji ne salvează, da? Și atunci, în contextul ăsta, noi pentru ce suntem, într-un fel, între ghilimele, pedepsiți cu toate aceste dezechilibre, alergii, intoleranțe? Pentru faptul că am împărțit mâncarea în sănătoasă și nesănătoasă și eliminăm cu bună știință categorii de alimente de bază. Eliminăm pâinea, fără să realizăm că, iată, acel amidon din pâine, da? Bineînțeles că poate fi în pâine, în cartofi, în cereale, dar sunt foarte multe persoane care nu mai mănâncă deloc carbohidrați. În momentul în care tu nu mai mănânci carbohidrați, zici, vai de mine. Spune-mi că eu am slăbit 10 kg într-o lună. Sunt atât de... Păi da, renunțăm pentru la pâine. Dieta keto și dieta proteică scot carbohidrații. Toată lumea crede că a fi slab este, să spunem așa, identic cu a fi sănătos. Ce nu înțeleg aceste persoane care duc lucrurile în extremă este că acei carbohidrați banali nu ne hrănesc numai pe noi. Ei au bucăți din acestea de glucide care nu sunt digerabile și care ajung în colon. Dacă noi nu avem niciun fel de glucide în alimentație, populațiile alea benefice de bacterii de care depinde imunitatea noastră vor muri. Și atunci ne trezim cu tot felul de boli și tot felul de sensibilități și intoleranțe și alergii, tocmai pentru că noi am uitat că nu suntem singuri în corpul ăsta și dacă noi nu consumăm deloc carbohidrați, acele bacterii, ele numai cu asta se hrănesc. Deci din proteine și din grăsimi nu există nimic, niciun rezidu care să poată hrăni aceste colonii bacteriene. Și atunci avem alimentele probiotice, care înseamnă alimentele care aduc, iată, bacterii vii, da? Și alimentele prebiotice, cum sunt cartofii, pâinea, banana, adică astea care sunt banale și care ele, conținând aceste fragmente de carbohidrați, hrănesc culturile bacteriene. Deci le trebuie și hrană și le trebuie și tot timpul numărul lor împrospătat. Și cum împrospătăm numărul lor? Mâncând alimente fermentate, apropo de siguranță alimentară. Asta ne ajută în această perioadă, practic, alimentele fermentate. Fermentate. Dar astea sunt, varza, de exemplu, iaurt, lapte varza bătut, murată. Varză murată, borșul cu care, iată, poate am acrit ciorba de Paște, da? Tot ce este fermentat și, atenție, inclusiv, apropo de idealismul ăsta alimentar și siguranța adusă la extrem, foarte multe produse sunt optime pentru consum, chiar dacă termenul lor de pe etichetă este depășit. Corect. Deci noi nici asta nu mai avem curajul de a ne lăsa simțurile să poată, nu știu, să evalueze și să spună, mă,
îl miros, îl gust, este ok, pot să-l mănânc, da? Deci nimic nu este atât de toxic și de ce pervers în cazul iaurturilor sau laptelui bătut. Dar inclusiv eu mă uitam cu groază că acum expiră zahărul, expiră uleiul, expiră sarea, expiră mierea, totul expiră, da? Și au termene din ce în ce. Iată, la ou avem termen de 3 săptămâni sau o lună, când eu știu sigur că bunica ținea oul care era... 3 luni. Da? Pentru că iarna la țară n-aveai găini care să-ți facă ou. Cu ce făcea cozonacul de Crăciun? Cu oul care era ouat, hăi, din octombrie. Azi am mâncat două ouă puse pe tigaie de asta fără ulei, dar care avea o lună, cred, o lună și ceva. Nu este și absolut mirosit, nicio problemă, da? Erau perfecte. Și simțurile noastre pentru asta sunt. Ce se întâmplă cu un ou? Se mai lichefiază un pic albușul, vezi că nu mai stă atâta de gelatinos. Dar asta nu înseamnă că el este deja impropriu consumului. Deci trăim într-o lume asupra producției și asupra consumului, tocmai pentru că industria alimentară și societatea în general este obligată să ne creeze nevoie de consum. Mie îmi place varza murată, de exemplu. Spune-ne, perfect. Hai să găsim o varză murată să o arătăm. Dacă nu o găsiți, măcar acum că tot... Putină de aia cu varză sau un borcan de murături. De ce ne imunizează varza murată? Pentru că are aceste culturi bacteriene vii. Deci noi avem nevoie să mâncăm alimente care sunt fermentate, pentru că acei fermenți vii în organismul nostru refac culturile bacteriene. Deci tot ce este fermentat e de bine, ca să nu duc lucrurile în extreme, să spun tot ce este mucegăit este de bine. Dacă vă plac brânzeturile, iată, lăsați brânza să facă mucegai, francezii chiar mănâncă și acea crustă mucegăită, nu vă fie frică. Uite varza murată. Nu este nicio. Și e și ieftină, da? Asta nu mai zic. Bine, deci, acum a cam remedii anti-covid, puneți varza murată pe listă. Da. Facem o listă în seara. Deci asta cu iaurturile, iată, îți spuneam, aceste iaurturi, asta cu iaurturile funcționale pe care le-am contribuit la dezvoltarea lor, este tocmai ca să am un argument suplimentar. Mă, da, și dacă nu sunt iaurturi funcționale și sunt iaurturi banale, consumați iaurtul, este un element banal și care, culmea, ajută și la slăbit. Ajută, adică în lapte avem grăsimi care ne protejează de obezitate. Avem toate mineralele, apropo de minerale, că sunt oameni care cheltuiesc bani pe apa aceea de fițe, pe care o cumperi cu 5 lei sticluța, că vezi, Doamne, apă mineralizată. Dar mineralele alea le ai, culmea, într-un raport optim, pentru, de exemplu, calciu cu fosforul, da, așa cum este în lapte, nu o să fie nicio apă. Tu degeaba înghiți o apă în care s-a pus calciu din belșug, că poate faci pietre la rinic, da? Deci, oamenii au impresia că nutriția asta, sau mă rog, mâncarea asta, poate fi așa fragmentată pe bucățele și dacă scrie pe o etichetă, iată, omega-3, cau semințele de in. Nimeni nu o să scrie acolo pe etichetă, că n-are niciun interes, că noi oamenii nu putem absorbi omega-3 decât de origine animală. Și că poți să mănânci semințe de in ca o păsărică, că e degeaba. Nici un gram de omega-3 nu poți să-l metabolizezi, să-l absorbi. Și atunci, da, dai omega-3 semințe de in la găină și apoi tu mănânci oul, care are omega-3 gata procesat. Omega-3 este în iarbă și în alge. Noi n-avem cum să-l luăm de acolo. În schimb, mănâncă sardina tot ce înseamnă alge și tu mănânci sardina. Adică e o chestiune atât de firească și de bun simț. Natura ne-a pus în vârful piramidei evoluției speciilor ca să avem foarte multe din aceste substanțe nutritive deja procesate de alte animale și noi să le mâncăm în forma eficientă. Deci nu mai avem enzimele necesare metabolizării, iată, fibrelor. Noi am putea să stăm pe recumva ca la păscut toată ziua, însă niciun gram de glucoză nu putem de acolo metaboliza, nu putem să luăm calciu și fierul din iarbă. Și atunci, în condițiile astea, dacă vrem neapărat să întoarcem evoluția speciilor și să ajungem la statutul de ierbivor, ok, dar e pe timpul nostru și pe răspunderea noastră, că viața merge înainte. Putem face un top 10 al alimentelor care n-ar trebui să ne lipsească din bucătărie în această perioadă? Păi dacă pun ca și 10, cred că sunt, inamic da, cred că sunt, al COVID-ului. Cred că sunt, iată, când vorbim despre, deci, despre tot ce oricum, înseamnă imunitate, clar, da, nu putem să nu vorbim despre vitamina C. Și când zic vitamina C, citrice, toată lumea se gândește la citrice, da. Ne realizând că avem, iată, de 4 ori mai multă vitamina C într-un ardei gras. Iar dacă este roșu, cu atât mai bine. De 4 ori mai multă vitamina C într-un ardei gras. Da, da, da. Ați văzut, e, așa trebuie, dar așa, consumat ronțăit. Avem și ardeiul roșu e mai bun, gen capia. Pentru că are și beta-caroten, care e precursor de vitamina A, spre deosebire de cel verde. Avem apoi vitamina C din belșug în pătrunjel.
Dacă ar fi un lucru cu care să ne molipsim ca obicei culinar, ar trebui să mâncăm și noi pătrunjelul ca, cu snopul, așa, făcut salată. Nu doar cum ca și fac... garnitură sau ornament. Da, ornament în farfurie, da, și pe care, culmea, unii îl mai dau și deoparte, așa că sunt mai clifosiți, da. Avem nevoie de un castron de pătrunjel, mâncat așa proaspăt. Foarte interesant, am mai spus-o, dar sigur la voi nu, am văzut-o în spitalele din sudul Franței, la toți pacienții în convalescență după operații și, după, și cu boli grave, li se dădea această salată libaneză, acest tabule, care este de fapt pătrunjel tocat cu un pic de ceapă roșie, da, un pic de ulei și de oțet, pentru că este plin de fibre, pentru că are multă vitamina C, pune un pic și intestinul să se miște, are fier, are cum să spun, este o infuzie de sănătate cu extrem de puține calorii și atunci nu există niciun fel de intoleranță și problemă legată de pătrunjel. Și este și ieftin. Mai nou îl găsim tot timpul anului, nu mai trebuie să așteptăm doar, iată, sezonul cald. Deci lucrurile care sunt banale, câteodată le pierdem din vedere. Deci vorbeam de, apropo de vitamina C, avem nevoie de vitamina D. Aici iarăși ne complicăm, sofisticăm lucrurile, când de fapt, dacă mâncăm un ou, avem acolo vitamina A și D, că din nou trebuie să ținem, din ou, trebuie să ținem cont de faptul că vitamina D este o vitamină liposolubilă. Deci trebuie să fie într-un context de grăsime. Mm-hmm. Și atunci unde o găsim în mod natural? În grăsimea din lapte, și atunci când mâncăm o bucățică de unt pe pâine, așa, e ce trebuie, în gălbenușul de ou, o găsim într-o bucățică de ficat, pe care, din nou, noi ca români, îl avem în obiceiurile noastre alea rudimentare, tradiționale, ușor depășite, exact, și simpliste. Da, ficăței de pui cu piure de cartofi și, nu știu, salată de varză, mi se pare, uite, e o chestiune care, la care e greu de rezistat. Îți dai seama că mai rup la ora asta, că nu prea am mâncat astăzi. Da, mai apropo zi, de lucruri simple. Da. Adică... Și asta, genul ăsta de meniu, varză murată, ficățel de pui, care are fier. Da, are de fier, pui, vitamina A și D. Da, și foarte important. Și cartofii fierți. Da, pot da. Fi Pobii iară... de unt? Da. Iată. Pot fi un, nu, că nu un remediu, un factor de imunizare? Da, categoric, și plus de asta este și un fel de comfort food. Pentru că noi trebuie să mai înțelegem, mâncarea ne face bine când gândim bine despre ancestrale. Ea. Da, și când gândim bine despre ea, când o încărcăm cu energie pozitivă și mai mult când ea ne duce într-o stare de bine, de bucurie, de liniște, de... Ori toate aceste alimente care ne produc această stare trebuie să fie prețuite și să ni le autorizăm. Pentru că, iată, un alt exemplu banal și pe care toți românii îl iubesc este orezul cu lapte. Eu de multe ori i-am certat pe cei din retail, pe sistemul de ce la supermarket nu găsim orez cu lapte, acum mai nou îl găsim de cumpărat, da? Și mi se pare foarte interesant pentru că, din nou, generațiile acestea de oameni tineri poate nu au timp să-l prepare acasă, însă în momentul în care le pronunți, este clar că se produce o stare de bine în ei, pentru că nu există un copil să nu fi fost crescut de bunica cu orez cu lapte, da? Fie că avea cireșa mare deasupra sau scorțișoara. Păi are bun... Eu nu am fost fanul ei, adică recunosc. Nu... Este un element de liniștire, da? Și o formă în care, o formă de desert, apropo de tot ce înseamnă dulciurile și toată această, nici nu știu să spun, intensitate extremă a prăjiturilor și a dulciurilor pe care astăzi o avem pe piață. Adică noi nu mai știm să descoperim gustul dulce natural, iar orezul cu lapte era cel mai banal și mai la îndemână desert, da? Pe care, iată, mamele cu siguranță nu l-au pierdut din vedere, dar tu ca adult, mai este o chestiune, consistența cremoasă face bine la creier într-un fel suplimentar. Adică, dincolo de compoziția nutrienți, faptul că e cremos ne dă o stare de bine suplimentară. Din cauza asta ne place orezul cu lapte, iată, vorbeam mai devreme piureul de cartofi, ne place înghețata, mai ales când este ușor topită, pentru că cremosul face bine.
Și atunci, dacă lucrurile astea de bun simț ținem cont de ele, putem să avem satisfacție dintr-o farfurie de mâncare care, culmea, în orezul cu lapte nici măcar nu trebuie să punem zahăr din exterior, pentru că orezul are tipul lui de amidon de glucide lente, laptele are acea lactoză care are gust dulce, punem un pic de scorțișoară și descoperim un desert satisfăcător și care ne dă și stare de bine. Adică există lucruri simple pe care, fără nicio problemă, le putem... Adică decât eu știu ce prăjitură, ce pateu, ce, nu mai zic de aceste ciocolățele ambalate care nu sunt decât grăsime de cocos și de palmier colorată cu cacao, da? Este, aici ar trebui să fim un pic mai mândri și să ținem un pic la tradiții. E adevărat că necesită un pic de, eu știu, de gătit acasă, dar inclusiv gătitul, apropo de impulsivitatea noastră alimentară, atunci când gătim, și gospodinele știu, atunci când gătești nu mai mănânci la fel de mult. Pentru că o parte, iată, din simțuri ți-au fost satisfăcute din contactul prealabil cu ingredientele, cu mâncarea, de miros, și atunci lucrurile acestea ne-ar mai tempera un pic din tot ce înseamnă... Apropo de carne, vorbeai de carnea de pește, bună pentru această perioadă. O, categoric. Deci peștele gras avem nevoie să-l consumăm măcar de două ori pe săptămână, acum, într-o perioadă în care ținem la imunitate și mai are un efect peștele și peștele în general. Este fantastic cum la același număr de calorii ca și carnea, mai ales pentru cei care au metabolismul încetinit, după nenumărate cure de slăbire, când simți că nu mai ai aceeași eficiență, da? Prin simpla înlocuire, adică în loc de carne la grătar sau carne cu legume, să mănânci pește cu legume, este incredibil în ce fel se deblochează metabolismul, se elimină inflamația din organism, peștele are niște proteine ușor mai ușor de digerat decât carnea, nu are colagen deloc, grăsimea, indiferent cât de multă sau puțină e, este cu atât mai bine pentru că este benefică și atunci avem un pește, chiar un tip de carne, aș spune, superior cărnii. Dacă ar fi să punem așa pe un podium, peștele merită să stea peste carne. Apropo de carne și de perioada asta ciudată pe care încă o parcurgem și pe care unii probabil din mediul politic ar dori o cât mai lungă. Și apropo de Bill Gates, nu vorbim de divorțul lui care va fi probabil. A, credeam că asta... Personajul ăsta vorbea de carnea sintetică. Bine, în momentul în care... Am început să vorbească de carnea sintetică, mă rog, ar fi un fel de soluție pentru viitor și pentru suprapopularea planetei. Ce părere ai despre carnea sintetică? Când ești un vizionar, trebuie probabil să te gândești la soluții, iată, pentru că nu așteptăm să se creeze nevoia sau să ajungem în situația în care să spunem oamenilor nu mai există carne, pentru că ce să vezi, cred că atunci și vegetarienii ar dori să consume carne. Că așa e omul, când îi spui că nu mai ai, fix atunci să vrea. Da, exact. Interdicție. Și atunci, ca să nu riscăm să ajungem într-un așa un impas, este clar că trebuie gândite de acum probabil soluții pentru viitor. Eu ce pot să spun este că mă bucur că nu o să prind vremurile în care să fiu obligată să mănânc așa ceva. S-ar putea totuși să rămână doar la fază de idee și de wow științific, pentru că să nu uităm inclusiv clonarea animalelor și celebra oaie Dolly a rămas în stadiu de efectiv eveniment științific, nu a dus mai departe de atât la turme întregi de oi create clonate, da? Așa și cu carnea aceasta. Ce un lucru este cert, chiar și în fază de experiment, dincolo de parte de gust, pentru că culmea, când vine vorba de mâncare, nimeni nu pune, nu știu să spun așa, accentul pe elemente esențiale. Dacă mâncarea nu e gustoasă, degeaba este, pentru că altfel ar fi mai simplu să ni se facă niște pastile, iată, cu suplimente, luăm pastile aia zilnic, nici măcar nu ne mai bătem capul cu cumpărăturile, avem acolo toți nutrienții, s-a terminat, dacă ar fi fost atât de simplu, da? Și crezi că nu vom ajunge și la o astfel puțin de... probabil, pentru că pot să vă spun situație. Din punct de vedere medicină și nutriție, gândiți-vă că tot ce a însemnat pigmenți vegetali, da? Toți acești fitonutrienți din plante, care până acum 30 de ani erau considerați ca fiind doar aducător de culoare. Acum nu vorbesc de resveratrolul din struguri roșii, care printre cele mai cunoscute, de dată, beta-carotenul. Toți acești pigmenți au fost descoperiți în ultimii 30 de ani, iar beneficiile lor sunt uluitoare. Toți sunt antioxidanți, factori de protecție, cancer, eu știu, toate bolile rele de pe lume. Însă n-a putut nimeni nici să-i izoleze și nici să-i sintetizeze artificial, da? Și atunci, în contextul ăsta, trebuie să înțelegem și mesajul este că mâncarea e mult mai complexă
decât un amestec de glucide, proteine și lipide, că astea sunt doar macronutrienții, dar nu ei sunt responsabili de gust. Ci tot ce înseamnă, vitaminele și minerale s-au descoperit acum 100 de ani. Până atunci nu știa nimeni. Mulți din ăștia care totuși merg pe ideea procesării alimentelor și a inventării acestor soluții surogate alimentare, invocă, de exemplu, faptul că sunt câini care trăiesc cu aceste bobițe, cu aceste boabe. Da, atenție, că nu cred că... ele... 10 ani. Nu. Și, până la urmă, și oamenii vor ajunge să mănânce genul bine, ăsta de... puși în situații limită și dacă vreți, adică dacă suntem constrânși, probabil că vor trebui descoperite, eu știu, alternative de hrană. Dar până atunci, poate n-ar fi rău să punem pres pe faptul că avem această abundență alimentară fără precedent, da? Exact. Că perioadele de foamete din istoria omenirii au fost mult mai lungi decât perioadele de abundență. Că apropo de virus, epidemie și eu mai știu ce alte nenorociri, înainte s-a murit de holeră, s-a murit de ciumă, s-a murit de boli grave care au decimat populația globului, da? Atenție, au murit 2 milioane de irlandezi când a fost problemă că 3 ani la rând sau 2 ani la rând n-au fost cartofi, da? A murit de foame, este teribil. Noi nici măcar nu mai concepem lucrul ăsta. Așa că astfel de inițiative... Povestea celebrul chirurg, neurochirurg Leon Danaila, acum câteva zile, pot să spun, înainte de Paști, în platoul nostru, despre perioada foametei din 47 din România, 1947, când oameni, au fost oameni care și-au mâncat morții. Despre asta este. Deci să ne ferească Dumnezeu. Care au mâncat din persoanele pe care le mormântau de foame. Absolut. Deci unde ne împinge foamea, nu vrem să știm. Și atunci toate lucrurile acestea care sunt gândite, iată, în avans, n-au cum să fie, să spun, de actualitate, dar nici nu putem să nu apreciem o astfel Gates de gândire. Un om de afaceri. El încearcă să meargă pe niște nișe. Și probabil că cine este primul este întotdeauna, super, mamă, ce pensie să mâncăm carne sintetică. O perioadă o să fie cool. Pentru unii o să fie cool. Și toate lucrurile acestea, impactul pe care lucrurile ușor în neregulă din mâncare le are asupra noastră, din păcate, se vede după o perioadă foarte lungă. Adică, un exemplu banal este că în anii 70 au fost la limită pus zahărul și grăsimile ca fiind cauzator de boli cardiovasculare. Industria zahărului a investit niște sume uriașe ca zahărul să nu fie acuzat. Au fost acuzate, în schimb, grăsimile. S-a trecut la o chestiune din aceasta forțată de eliminare sau, mă rog, diabolizarea grăsimilor animale. A durat 50 de ani ca să desecretizăm povestea urâtă și care era strict de lobby din acesta, cum să zic, pe interese, da, financiare din spatele poveștii. Și iată, în acești 50 de ani, obezitatea a explodat și ne confruntăm cu niște probleme legate de diabet, boli cardiovasculare și tot cortegiul de belele din cauza faptului că a fost eliminată grăsimea din alimente. Și atunci lucrurile acestea și automat când elimini grăsimea trebuie să o înlocuiești cu zahăr ca să aibă... Apropo de obezitate, îmi cer scuze că te întrerup. România e deja într-o situație extrem de periculoasă, pe locul 2 în Europa, la obezitate infantilă. Unul din 4 copii din România... Aici este o chestiune tristă și au devenit care... obezi. Deci un copil din 4 este obez. Vara trecută eram la mare, îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta, și am văzut foarte mulți copii de 9-11 ani. Nu zic supraponderale, e mai mult de atât. E mai mult de atât. Deci într-o situație inimaginabilă. Cum ajung așa? Aici mai este un element despre care nu se vorbește. Fără ca părinții să fie neapărat la fel de... Nu, dar aici este o problemă de dezechilibru emoțional. Eu consider și am văzut în toată comunicarea de specialitate. De exemplu, noi ca medici nutriționiști nu avem voie să facem cură de slăbire pentru copil. Da, copiii nu trebuie și pus la cură de slăbire. Și se și spune, un copil obez este un copil nefericit și, de fapt, mediul familiar este responsabil de asta. Deci, din cauza asta, nu pui copilul la cură de slăbire, ci reechilibrezi și reorganizezi alimentația în casa respectivă, astfel încât copilul, în mod spontan, să se echilibreze. La noi nu se vorbește despre asta, dar dacă vreți, copiii sunt aceste victime colaterale a societății în care trăim și care este una
cu extrem de puțină grijă pentru cetățean, una care nu pune preț, iată, pe tot ce înseamnă management de stres, educație emoțională, grijă pentru omul ăla, că mai are o familie acasă pentru care trebuie să fie și funcțional. Și atunci, faptul că părinții sunt hăituiți, obosiți, indisponibili, cel puțin fizic și psihic, îi afectează pe copii într-un fel și atunci ei compensează prin mâncare toată această lipsă de atenție, pentru că, culmea, un copil are nevoie de atenția ta, nu de mijloacele financiare prin care tu să-ți compensezi lipsa. Da? Deci nu de bani și de bunăstare are nevoie un copil, ci de părinți care să fie alături de el într-un fel concret, palpabil. Ori lucrul acesta, pot să spun că am făcut multe consultații, eu mai nou consultațiile pentru copii le fac la domiciliu clientului, pentru că este năucitor și aproape, cum să zic așa, uite, mi se face pielea de găină când îți dai seama, ajungând acolo, în familia respectivă, că simți cât dezechilibru, simți nevoia lui de atenție a copilului, simți lipsa de implicare la modul real a părinților. Fiecare mănâncă când îi taie capul, copilul niciodată nu mănâncă cu părinții la masă. Sunt lucruri, sunt greșeli, aș spune, de gâgă. Nici măcar nu mai contează ce mănânci. Dacă copilul tău mănâncă tot timpul singur, cu capul în farfurie sau și mai grav, cu ochii într-un ecran, nici măcar nu mai avem ce să discutăm despre ce e în farfuria aia. Și atunci toată această dezechilibru și derapaj al întregii societăți în care trăim se vede, din păcate, pe greutatea copiilor. Deci ei sunt nefericiți și victimele totul al acestui haos în care trăim și acestui dezechilibru. Deci pe care este explicația pentru ceea ce... Mai mult decât mâncare. Și atunci, el are poate puținei bani pe care îi cheltuiește și își cumpără ce îi trece lui prin cap, pentru că toate acele alimente supraprocesate, ambalate, sunt într-un fel gratificante, adică ele sunt pline de zahăr, de grăsime, sunt intense ca și gust, și atunci măcar când le mănâncă îl doare mai bine. Puțin. Da. E mai ca un fel de protecție. Mai, da. Exact. Sigur. E o chestiune delicată. Am aflat foarte multe lucruri interesante în această seară și iată că ne putem imuniza. Chiar dacă, din păcate, în raportul ăsta cetățean-autorități, în perioada asta n-am auzit decât clișee sau îndemnuri legate de vaccinare și clișee legate de cât de gravă e această nouă afecțiune, nouă maladie, sunt și alte soluții. Există soluții pentru a ne imuniza, nu numai pastile. Vitaminele, după cum ați auzit, le putem lua dintr-o serie de produse alimentare, unele tradiționale, altele, de fapt, toate sunt ale noastre. Da, sunt și acum a venit primăvara, e piața plină de verdețuri, avem vitamina C. Eu sunt fan leurdă, de exemplu, nu știu, acum trebuie perioada aia, dar leurda e genial. Orice frunză o mâncăm e binevenit, apropo de vitamina C. Dar este o chestiune importantă și din punct de vedere al stresului. Noi nu înțelegem că cu cât suntem mai anxioși și mai stresați, imunitatea noastră scade indiferent ce mâncăm. Anxiozitățile au crescut enorm în această perioadă. Și atunci despre asta nu mai vorbește nimeni și aici nu avem un tratament. Deci faptul că românii n-ar mai trebui bombardați cu știri negative, speriați, dezechilibrați și, iată, făcuți minge de ping-pong între diferite autorități, lucrul acesta despre tot ce înseamnă liniștea asta socială nu vorbește nimeni. Și atunci tu, efectiv, ca și cetățean, nu mai știi pe cine să crezi, nu mai știi în cine, spre cine să te îndrezi, pentru că sentimentul că ești păcălit, furat sau, eu știu, luat de prost, este prezent zi de zi în viața noastră. Și atunci, cu atât mai mult, Doamne ajută, nu știu prin ce miracol sau prin ce aliniere benefică de planete, noi românii, eu cred că în această criză a COVID-ului am fost cei mai norocoși. Nu știu dacă a fost doar noroc, adică am prieteni în străinătate care sunt efectiv la capătul puterilor, apropo de tot ce a însemnat izolare pentru ei, da? În continuare am prieteni în Germania care nu au voie să intre în magazine decât alimentare, în celelalte trebuie să ai test COVID care e valabil doar 48 de ore. Chiar dacă ți-ai făcut vaccin, chiar dacă ai făcut boala. Și atunci este un fel de restricționare din aceasta teribilă. Da, dar francezi, iată, cei care sunt pe coasta Mediteranei, da, în partea de sud a Franței, trebuie să fie în weekend la ora, au trebuit să fie până săptămâna trecută la ora 7 în casă sau la ora 6. N-aveau voie să deplaseze, nu știu câți decât oamenii nu puteau 10 km, dar oamenii nu puteau să iasă și să mănânce un croissant stând pe o bordură. Și atunci lucrurile astea, inclusiv la nivelul de vaccin,
vaccinare, Doamne ajută, nu știu, stăm atât de bine. Și atunci nici măcar acum nu ne putem bucura de toată această situație. Iată, a venit vremea frumoasă, au scăzut numărul de îmbolnăviri, s-au deschis locurile în care avem nevoie de socializare mai mult decât orice. Avem nevoie să vedem alți oameni, nu să stăm bot în bot cu ei, dar să fim împreună cu alți oameni. Izolarea duce la boală psihică. Și atunci tot acest context este tot ce ne mai lipsește pe o societate care și așa este fragilă, da, din punct de vedere al tot ce înseamnă protecție socială și până la urmă nivel de trai. Nu suntem atât de puternici să mai stăm și izolați. Că despre mâncare suntem prea sărași să cheltuim pe lucruri scumpe și de import. Eu aș spune, haide să ne uităm la lucrurile, haide să mâncăm un pic mai rudimentar, da? Dacă se poate asta spune se așa. Da? Să gătim tare din ingrediente simple, să luăm alimentele cât mai aproape de forma în care le-a făcut natura și să încercăm, exact cum este sfatul nutriționiștilor englezi, dar la noi acum poate să fie valabil, să mâncăm sau, mă rog, să nu consumăm alimente pe care bunica noastră nu le-ar recunoaște. Vorbeam cu celebrul Dorel Vișan, recent, și îmi spunea că el are o proprietate la țară unde stă destul de mult, cel puțin în primăvară până în toamnă stă acolo. Și chiar la vârstă, ăsta e unul dintre secretele pentru care această vitalitate și longevitate. Și îmi povestea că sunt femei de la țară care au ajuns să se ducă la piață să cumpere pătrunjel. Da, iată în ce paradox. Am pierdut cultura acesta de a folosi aceste plante care sunt esenziale. Nu, și este o comoditate. Care ne-ar putea ajuta în acest moment. Da. Ne-ar putea ajuta enorm în acest moment. Știu. Vorbeam cu iar un nutriționist care îmi spunea că un bol de salată zilnic, cel puțin în cazul fumătorilor, ar reduce cu 70% riscul de cancer. Da, păi avem, nu, avem vitamina C care neutralizează toxicele. Bun. Din... Da. Sunt lucruri pe care nu le facem. Le știm, dar nu le facem și în momentul în care încep să folosești chestiile astea în bucătărie, aceste preparate în bucătărie, produse în bucătărie și începi să le dai de gustul lor, devii fan pe viață. Da, dar asta nu mânca legume până la nu știu ce timp. Până dar nu asta ce necesită un pic de disponibilitate și nu în ultimul rând și un pic de timp. Ori noi dăm vina pe această lipsă de timp și suntem atât de grăbiți, nici noi nu știm unde și de ce, că poate și aici a fost un factor pozitiv apropo de epidemia de COVID, că ne-a mai luat piciorul de pe accelerație să realizăm că de fapt viața este acum și aici. Și că degeaba, nu știu, alergăm noi spre și așteptăm să trăim bine într-o zi care va urma, că s-ar putea ca aia să nu mai fie. Deci natura ne este și a fost întotdeauna un aliat și trebuie să fim mai aproape de ea, să o respectăm și să beneficiem, pentru că trăim într-o țară cu climat care, Doamne, adică crește pătrunjelul singur. Crește leușteanul la bunica pe lângă gard, nici măcar nu mai ține minte cine să-l fi plantat acolo. Și atunci, în contextul ăsta, noi ne-am îndepărtat de natură și de sănătate. Nu ea a fugit de noi. Da, apropo, uite, mă gândeam acum când spuneai chestiile astea despre țărani și cum cresc aceste plante pe capul lor. Eu sunt convins că nu o să mai mănânc niciodată ciorbe precum cele pe care le făcea bunica din partea tatălui meu. Pe ea am prins-o, da, în viață. Și știu că gătea foarte, foarte mult la țest. Uh-huh. Testul era acolo o chestie extraordinară. Așa, pe slow cooking, slow cooking, da. Și pâine. Da, da, pe da. Care o făcea și pe care o ungea cu sos de roșii, cu suc de roșii, de exemplu, sau căruia îi mai adăuga niște ierburi. Dar uite, aici la pâine este o discuție importantă apropo de importanța de timpului și de importanța timpului. Așa. Noi de ce avem acum o explozie a intoleranței la gluten? Pentru că nu mai sunt respectați timpii de dospire. Exact. Deci este o chestiune atât de banală și de evidentă, încât mie îmi vine să zic... Poate fi bună pentru sănătate. Poate nu, este esențială pentru sănătate, nu neapărat de imunizare, dar ea este, cum spuneam, din ea se hrănește și culturile acelea bacteriene de care depinde imunitatea noastră. Însă în momentul în care noi nu realizăm că drojdiile acelea, bacteriile din maia sau din drojdie, ele se apucau inițial, când aluatul era la dospit, să desfacă moleculele din gluten. Da? Deci făceau un fel de predigestie a glutenului. Ori acum, toate aceste amestecuri de făinuri au deja drojdia inclusă și este pe creștere rapidă. De când ai frământat aluatul și ai pus apă și l-ai și copt, nu trec nici 2 ore, când există brutari în Franța care luasă aluatul la dospit 72 de ore.
Deci el deja n-ai cum să mai ai vreo problemă de digestie, de balonare, când pâinea aceea, glutenul, tot a fost predigerat de bacterii. Deci acest beneficiu sau această muncă în echipă, nouă ca și române, lipsește din educație. Și iată, putem face echipă bună cu tot ce înseamnă bacterii și drojdii care lucrează în beneficiul nostru, cu condiția să le lăsăm. Dar noi suntem există foarte pâine grăbiți. Bună pe piața românească? Categoric. De ce n-ar exista? Dar de ce n-ar exista? Eu altfel pornesc invers de la premisa... Adică știu românii să facă pâine, că nu știu, asta de import, habar n-am. Eu de ce să nu fie bună? Adică eu inclusiv sunt oameni care spun, vai de mine, din a lua congelat, ok, și? Apropo de preconcepții. Până acum congelatorul era, nu știu să zic, că prietenul nostru de nădejde, nu era casă de român fără congelator pentru că ne-a asigurat supraviețuirea și acum tot noi ne speriem de congelator de parcă ar fi wow. Înainte nu ne plăcea salamul cu soia care îl dădea Ceaușescu și acum mănâncă tot soia ca pe semințe. Deci avem această capacitate păguboasă ca să ne ștergem așa memoria și lucrurile bune și să îmbrățișăm numai bazaconii. Deci ce dacă e din aluat congelat? Ce dacă este, nu știu, mai bine să fie frământată acum nu știu câte zile, congelată, decât să fie acum făcută pe loc, în, acum două ceasuri și să nu fi avut timp să efectiv să fie dospită cum trebuie. Inclusiv pâinea a o mânca cu o zi după ce a fost coaptă și ăsta mai lasă acele drojdii să-și continue treaba. Deci suntem prea grăbiți și nu înțelegem că din toată această grabă noi avem de pierdut. Trebuie să fim așa, mai în tihnă. Mai să ne tihnă. Bucurăm și de mâncare și de viață în tihnă. Da, foarte multe elemente interesante și importante în această discuție. Sper să ne revedem, să ne revedem curând. Tu ai oricum un fel propriu pe care l-ai cultivat în acești ani și care da. Are foarte mare succes. Pentru că spui niște lucruri pe care alții nu și le permit să le spună sau pe care nu cred de că ce. Și alții le cunosc, dar poate că nu au această formulă a simplității, da. Pentru că eu știu, în momentul în care ești medic și ai de-a face numai cu persoane bolnave și trăiești doar în mediul medical, e greu să ai un limbaj, să zicem așa, eu știu, mai nemedical. Și pe de altă parte, cei care nu sunt medici nu au cunoștințele. Deci încerc să fac legătura, să fiu veriga deci, lipsă. La ora asta nu mai găsesc niciun supermarket deschis, că asta e unul dintre marile dezavantaje. Nu, doar la benzinărie. La benzinărie vă rog să băgați patrunjel de acum încolo, ca să nu supără. E anormal să plec de la ora asta de... Da. Lasă atunci, mănânci piureu de cartofi cu ficanței fără salată. Și găsesc o conservă de pește prin frigider. Da. Mulțumesc foarte mult. Cu drag. Mâncarea e mai simplă decât vrem noi, dar cu condiția de adevărat alea să o lăsăm să fie în simplitatea și în bunul ei simplu. E joi, ne îndreptăm spre weekend, chiar dacă din păcate în weekend în România de multe ori se întâmplă chestii ciudate. Și vreau să vă spun că în această parte a doua le oferim politicienilor neșansa de a intra pe mâna unui specialist care le va spune cum vor evolua din punct de vedere al carierei, pentru că astrele nu prea mint atunci când există cu adevărat oameni care știu să le decodifice misterele. Domnul Marian Golea, reputat specialist în astrologie chineză sau chinezească, dacă vreți, și Feng Shui, vine în câteva momente în platoul nostru, rămâneți alături de noi.